Apropo, din nou, de mituri, unul dintre cele mai puternice pe care le-ai spulberat, acela că pentru a avea relația perfectă, fericită, ideală, trebuie să-ți găsești sufletul pereche. Și citesc Suflete de sticlă și ce aflu? Aflu că, de fapt, să ai o relație perfectă, minunată, funcțională, sănătoasă, presupune să găsești un suflet nepereche pe care să-l accepti în imperfecțiunea lui, dar pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie, în cuvinte simple, să fii în regulă tu cu tine. Să fii într-o conexiune puternică cu tine, să nu fii disociat de tine, cum spui tu, adică să fii vindecat tu pe interior. Sau... Și atunci îi găsești spațiu celuilalt și ai disponibilitate pentru celuilalt. Exact. Aici n-aș miza foarte mult pe ideea asta a vindecării individuale, pentru că credința mea este aceea că ne putem vindeca în relații. Însă e nevoie, cred, să te cunoști cât de cât tu pe tine. Și să fii în contact cu nevoile tale, cu durerile tale, cu vulnerabilitățile tale. Și cred că abia după aceea, într-adevăr, putem construi o relație în care cei doi să simtă că sunt suflete pereche. Asta, până la urmă, este o veste bună, nu dacă stai bine să te gândești. Este o veste bună pentru toată lumea care ne urmărește sau poate care aude ce discutăm noi aici. Gata, s-a terminat cu mitul sufletului pereche. Lucrurile brusc devin mult mai posibile, mult exact, mai fezabile. Aș vrea să transmit foarte clar ideea asta, că sufletul pereche nu stă undeva la colțul străzii și așteaptă ca sau noi să ieșim din actuala relație sau să, nu știu, căutăm suficient de mult să găsim omul potrivit. Cred că inconștientul nostru știe mult mai ușor și de regulă sufletele pereche, în ghilimele, sunt ușor de identificat pentru că avem un radar interior, Oana, care ne transmite. Ne transmite că cel care se apropie de noi, exact așa cum se întâmplă în povestea lor, Baltazar stă plictisit undeva pe culoarul tribunalului și se apropie Silvia și din el ceva prinde viață. Există acel magnetism, există acea atracție care îi transmite că, da, această femeie are o importanță majoră pentru el. Și are o importanță majoră din punctul de vedere al faptului că o să-i scoată toate minusurile la iveală, că o să-i pună emoțiile pe bigudiuri la modul cel mai serios, că îl va face să se îndoiască de el, de puterea lui și abia după aceea vor ajunge în acel punct în care vor construi puțină siguranță. Puțină siguranță care să-i ajute să nu fugă atât de departe unul de celălalt.